Doamne și domnilor consilieri, stimați invitați, doresc să salut prezența alături de noi a domnului prefectul Bucur. Convocarea ședinței ordinare de astăzi a fost publicată în presa locală și a fost afișată la sediu, potrivit procedurii prevăzute de regulament. Convocarea la ședință, proiectele de hotărâri și materialele fundamentare au fost înmânate consilierilor județeni. Dau cuvântul domnului secretar al județului, care va face apelul nominal pentru a stabili prezența la ședință. Alexandru Adrian Dănuț, Bălan Viorel, Buruiana Nataliță, Butunoiu Dorin, Buțurcă Octav, Cambanache Iliana, Căluian Anghel Costel, Crețu Sorin, Cristovici Viorel, Dănăilă Sorin, Deaconescu Vasile Daniel, Gaiu Magdalena, Grosu Constantin, Grosu Elena, Iaru Romulus Lucian, Melinte Liviu Ionuț, Mircea Iulian, Nagara Andreea Ana Maria, Nechifor Alexandru, Palade Cătălin, Radu Valentin, Rusu Georgiana Iuliana, Sandu Mitică, Sandu Viorica, Simbanu Ionică, Stan Ionel, Ștefan Ion, Trandafir Avram, Ursu Nicușor, Vicleanu Marian, Zaharia Eugen. La ședința de astăzi participă un număr de 33 consilieri județeni și președintele Consiliului Județean Galați. Ședința poate continua. Potrivit articolul 35, alineatul 4 din regulament, va fost prezentat la mapă procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 5 septembrie 2018. Dacă sunt observații, supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Cu privire la ordinea de zi, vă solicit completarea acesteia cu următorul proiect de hotărâre. Aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al Comunei Valea Mărului, județul Galați, de trecerea unor imobile, terenuri, situate în Comuna Valea Mărului, județul Galați, din domeniul public al Comunei Valea Mărului, județul Galați, și din administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Mărului, județul Galați, în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați. Fac precizarea că proiectul de hotărâre are avizile comisiilor de specialitate. Supun la vot completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării adresate Consiliul Local al Comunei Valea Mărului, județul Galați, de trecere a unor imobile terenuri situate în Comuna Valea Mărului, județul Galați, din domeniul public al Comunei Valea Mărului, județul Galați, și din administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Mărului, județul Galați, în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Dacă aveți alte observații cu privire la ordinea de zi, așa cum a fost transmisă la MAPE și publicată în presa locală, supun la vot ordinea de zi cu modificarea solicitată. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 1 din ordinea de zi. Aprobarea regulamentului pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al județului Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 2 din ordinea de zi. Aprobarea regulamentului pentru acordarea diplomei de excelență a județului Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 3 din ordinea de zi. Eliberarea licenței de traseu pentru servicii de transport rutier public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Gegi SRL pe traseul Șerbănești, Liești, Bucești, Ivești, Malul Alb, Tecuci. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 4 din ordinea de zi.
Eliberarea licenței de traseu pentru servicii de transport rutier public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC Transdan SRL pe traseul Galați, Smârdan, Mihail Cogălnicianu, Cișmele. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 5 din ordinea de zi. Aprobarea acordului între Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Cuvioasa Parascheva, Galați și Județul Galați prin Consiliul Județean Galați privind derularea investiției creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Cuvioasă Parascheva. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 6 din ordinea de zi. Trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Galați în domeniul privat al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați în vederea casării. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 7 din ordinea de zi, trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Cuvioasă Parascheva Galați în domeniul privat al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați în vederea demolării. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 8 din ordinea de zi. Darea în folosință gratuită pe termen limitat a unor bunuri aparținând domeniului privat al județului Galați către Inspectoratul de Jandarmi Județean Dunărea de Jos Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 9 din ordinea de zi. Aprobarea solicitării adresate Consiliul Local al Comunei Valea Mărului, județul Galați, de trecerea unor imobile, terenuri, situate în Comunea Valea Mărului, județul Galați, din domeniul public al Comunei Valea Mărului, județul Galați, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Mărului, județul Galați, în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 10 din ordinea de zi. Modificarea statutului de funcție la aparatul de specialitate al Consiliului Județean Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare. Domnule președinte, dacă îmi permiteți. Vă rog. Mă bucur că ați găsit o soluție pentru autoritate. Poate cu această ocazie primim și noi răspuns la o întrebare pusă de foarte mult timp. Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 11 din ordinea de zi. Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Centrul Cultural Dunărea de Jos, Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 12 din ordinea de zi, aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Județean de Administrație a Domeniului Public și Privat al Județului Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 13 din ordinea de zi,
aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a adăpostului de zi și de noapte pentru copiii străzii din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 14 din ordinea de zi. Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a centrului maternal din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 15 din ordinea de zi. Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a centrului de plasament numărul 3 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 16 din ordinea de zi. Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap numărul 1 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 17 din ordinea de zi. Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap numărul 2 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 18 din ordinea de zi. Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Complexului de Servicii Sociale Dumbrava Minunată din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 19 din ordinea de zi. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din proiectul tehnic privind realizarea obiectivului transformare punct termic în centrală termică la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 20 din ordinea de zi, aprobarea proiectului tehnic și documentației de execuție pentru realizarea obiectivului reabilitare și consolidare poduri și podețe, județul Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 21 din ordinea de zi. Aprobarea proiectului modernizare linii tramvai și carosabil străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc, tronson Henri Coandă, strada Alec Măcelaru și a acordului de parteneriat. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 22 din ordinea de zi, aprobarea unor obligații ce revin Consiliul Județean Galați în vederea implementării proiectului capacitatea administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 23 din ordinea de zi. Aprobarea suplimentării sumei reprezentând contribuția pentru anul 2018 a Consiliului Județean Galați în calitate de membru al Asociației SMURT Galați și plata acesteia din bugetul local al județului Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă, cine se abține? Trecem la punctul 24 din ordinea de zi. Alocarea sumei de 228.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați în vederea acordării unor ajutoare către unitățile administrative teritoriale, Comuna Cavadinești, Comuna Șendreni, Comuna Piscu, Comuna Fundeni și Comuna Tudor Vladimirescu pentru combaterea pestei porcine africane. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 25 din ordinea de zi. Rectificarea bugetului local al județului Galați și a bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare. Fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea acesteia se realizează pe articole. Supun la vot articolul 1 din proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Supun la vot articolul 2 din proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, cine se abține? Supun la vot articolul 3 din proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, cine se abține? Supun la vot articolul 4 din proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, cine se abține? Supun la vot articolul 4 din proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, cine se abține? Supun la vot articolul 5 din proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Supun la vot proiectul de hotărâre în întregime. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 26 din ordinea de zi. Relocarea în cadrul aceleiași unități administrative teritoriale oraș Berești a sumei de 150.000 lei, reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanțării cheltuielor privind drumurile județene și comunale pe anul 2018. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la ultimul punct din ordinea de zi, rapoarte, informări, întrebări, interpelări diverse. Dacă aveți observații cu privire la informările sau rapoartele ce v-au fost prezentate la mapă. Nu pot să cred. Ordinea de zi fiind depuizată, vă doresc o după-amiază plăcută și liniște. Doamna Sandu, vă rog. Eu toate invitațiile și pentru că Consiliul Județean este coorganizator al evenimentului Târgului de Toamnă. Vă rog să-mi permiteți să invit pe toți colegii, pe toți cei prezenți și pe dumneavoastră, pe toți gălățenii, la evenimentul ce va avea loc în zilele de 28, 29, 30 septembrie, la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Toamnă și deschiderea oficială va fi în ziua de vineri, 10 septembrie, la 28 septembrie la ora 10, scuze.